Salut și bun venit pe canal! După cum ați văzut și din titlu, astăzi am să fac un review în română despre această mașină de tăiat Evolution Evosol 355, model 2020, și am să vă arăt cum taie, dar și o prezentare generală a acesteia și vă spun și exact avantajele și dezavantajele ei. Pentru început, aceasta este o mașină de tăiat metal la rece, dar și aluminiu. Și diferența dintre această mașină și una clasică pe disc de pânză de piatră este că discul acesteia este făcut din oțel. Bineînțeles, e de 355 de mm, cea mai mare în clasa ei. Iar materialul de pe dinții acestui disc sunt făcuți dintr-un material special, dar rezistă foarte mult. Echivalentul a 10 pânze din acelea de piatră, tot de 355 de mm. Nu putem monta acest disc pe o mașină din aceea, deoarece acele motoare merg în jur de 7000-8000 de rotații pe minut, iar acest disc este făcut pentru 1600-1500 de rotații pe minut. Partea proastă a acestor discuri este că sunt foarte scumpe, e în jur de 700-800 de lei chiar, un disc exact ca acesta de 355 de mm, cu toate că țin foarte bine și taie foarte drept, deoarece pânza nu se mai curbează. Dacă ați văzut voi la flex sau și la mașinile de tăiat cu pânză, am lucrat cu ele, noi când tăiam, pânza tindea să se curbeze în material și tăietura ieșea automat strâmbă, pe când cu aceste discuri tăietura iese dreaptă. Dar, după cum am spus, aceste discuri sunt foarte scumpe. E în jur de 700-800 de lei un disc ca acesta, dar se poate ascuți. E în jur de 80 de lei. Mai departe, avem un motor de 2200 de W. Sper că vedeți. Nu se învârte la o torație extraordinară datorită discului, dar are foarte mult cuplu. Dacă stați să vedeți, materialele sunt destul de bine finisate, cu toate că aș fi dorit să fie un pic mai bine lucrate, chiar dacă are pe aici colo un pic de plastic, dar în mare parte e făcută din fier și aluminiu. Mai departe, aici avem un buton care o blochează când o transportăm și el se acționează doar dacă îl scoatem și mașina acum stă liber. Iar dacă ne uităm aici, avem sistemul de deprindere al metalelor. Observăm că avem un filet pătrat și are aici un fel de balama cu filet, care e destul de bună, pentru că nu mai știm să pierdem timpul astfel desfiletând în continuu. Și chiar putem să-l dăm la o parte, tragem, lipim acolo fierul, strângem și lucrează foarte bine. Mai ales că e pătrat. Mai departe avem un adaptor pentru țeavă, vă arăt mai încolo și cum funcționează, care vine prins exact pe această falcă și vine prins așa, ca să prindem, să avem o priză mai bună asupra țevilor, chiar și a rectangularelor, dacă le punem în diagonală. Aici avem sistemul de prindere la unghi pentru a tăia materialele la drept sau la 45 de grade. Avem opțiunea de a le tăia și și la 15, chiar și 30, în funcție de cum avem nevoie. Ce îmi place la mașina asta cel mai mult e că avem aici un arculeț cu un șurub care vine și prinde exact materialul la 0 grade să-l tăiem drept. Ea se blochează automat aici. Strângem și putem tăia lejer, fără să ne mai chinuim să-l potrivim la unghi, și are de asemenea și la 45 de grade. Aici se blochează, strângem, nu mai pleacă. Și astfel putem tăia la 45, fără să ne mai chinuim să potrivim din acest unghi, pentru că nu o să reușim niciodată să-l potrivim din unghi, doar dacă folosim un echier, atât. Am mai lucrat și cu o mașină exact ca aceasta, și tot la fel, nu avea acest click și mă chinuiam foarte mult să o punem ca să taie la drept.
Cred că ați și văzut-o într-un videoclip anterior în care am construit o masă de sudură. Oricum, acest arculeț se poate dezactiva, are aici un cant făcut să nu mai se blocheze și o putem ajusta cum vrem noi. Dar cel mai bine e să-l folosim pentru că așa a fost făcută și am și probat-o și taie chiar foarte drept. Aproape perfect. Facem oricum și teste mai încolo și toate aceste trei găuri sunt doar la 45 unde se blochează arcul. Iar aici avem, imediat să o desfac aici, dacă vedeți avem trei găuri. Acest unghi pentru a taia materiale mai groase sau mai mari în diametru, avem aici un șurub și desfacem un șurub albastru și mutăm unghiul mai în față, astfel ca pânza să cadă pe material să-l taie dacă el este mai gros. Iar producătorul ne spune că taie țeavă până la 130 de milimetri diametru. Pătrat taie de 120 pe 120, ceea ce e foarte mult, iar drept țeava rectangulară, dreptunghiulară, la 180 pe 120, ceea ce e destul de chiar foarte bine. Oricum, nici nu cred că am să o folosesc la așa ceva, dar e bine că taie. Am uitat să precizez, aici avem un imbus care vine la ea și cu acest imbus desfacem aceste două șuruburi pentru a schimba discul. E foarte simplu de schimbat. Și aici avem un buton care blochează pânza atunci când vrem să o schimbăm, la fel ca la flex. Aici are o apărătoare pentru scântei, iar în continuare aici avem o tăviță. O avem aici o tăviță cu un arculeț care e făcută pentru șpanul care iese din disc. Dar oricum nu o să se adune foarte mult aici pentru că o să se ducă la exterior, nu stă în tăvița, e mai mult de formă, dar e bine că se acumulează ceva aici și nu sare chiar peste tot. Toată apărătoarea asta e făcută din tablă și îmi place că se deschide exact cât e nevoie, reducând riscurile de accidentare. Vedeți și voi. Un lucru care m-a surprins plăcut este butonul de acționare. După cum vedeți, are o siguranță la fel ca la drujbă. El nu se acționează dacă nu luăm această siguranță și apăsăm. Ceea ce e destul de bine, deoarece previne riscul de accidentare, în cazul în care o apăsăm din greșeală. Per total, este o mașină destul de bună. În gama ei nu putem găsi ceva mai bun, să zic așa. Și imediat am să vă arăt și cum taie, să probăm și cu echerul dacă tăieturile ies drept. Prima dată am să tai la drept o țeavă de 75 de milimetri în diametru. Destul de groasă, să-i facem așa un test. Voi folosi acest adaptor. Așa. Voi prinde țeava bine în. Voi tăia o bucată mică pentru test. Întâi probăm. Avem această balama. Strângem. S-a fixat bine. Și nu rămâne decât să o tăiem, să vedem cum funcționează.
Materialele, după ce au fost tăiate, vedeți că n-au nici pic de bavură, ies foarte curate și le putem direct suda, nu avem nevoie să le mai curățăm. Și, bineînțeles, sunt foarte reci, nu sunt fierbinți, la fel ca cele care și-au tăiate din mașinile cu pânză sau de la flex. În final, iată că am ajuns și la sfârșitul acestui review. Iar în concluzie vă pot spune că această mașină taie fierul la fel ca și untul, să zic așa. Are un motor foarte puternic și o ajută și discul de asemenea, dar și diametrul acestuia că e foarte mare. Iar ca și calitatea tăieturilor vă spun că atât la 45 cât și la 0 grade taie perfect, nu există niciun fel de problemă. Iar dacă sunteți doritori să cumpărați această mașină, o găsiți pe net la prețul de 2200-2250 de lei. Pe acolo se învârte. Atenție, modelul nou 2020. Mai e și modelul vechi. L-ați văzut la mine într-un videoclip cu masă de sudoră. Acela e modelul mai vechi. Ăla e 2000 de lei. Recomand această mașină celor care lucrează în domeniu și vor să aibă niște lucrări foarte, foarte bune. Și până data viitoare vă salut și vă urez spor la treabă!